Prostia omenească de Ion Creangă Lectură e la mai buni A fost odată, când a fost, că, dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai din coace cu vreo două-trei zile, de pe când se pot covea pure cele cu 90 și nouă de ocă de fer la un picior și tot îi se părea că -i ușor ci că era odată un om însurat, și omul acela trăia la un loc cu soacră sa. Nevasta lui, care avea copil de țâță, era cam proastă, dar și soacră sa nu era tocmai hâtră. într una din zile, omul nostru iese de acasă după trebi, ca fiecare om. Nevasta lui, după ce-și scăldă copilul, îl înfășă și de îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă. Apoi îl legănă și îl dezmerdă, până ce la dormi. După ce l-a dormi, stătuia puțin pe gânduri și apoi începu a se boci cât îi luă gura, Aulio, copilașul meu, copilașul meu. Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mână și furca din brâu cât colo și, sărind fără sine, o întrebă cu spaimă. Ce ai, draga mamei, ce ți este? Mamă, mamă! Copilul meu are să moară. Când și cum? Iată cum! Vezi drobul cel de sare pe horn. Sfârșitul fragmentului Vă invit să citiți toată povestea pe site-ul maibunii.com.